Bine m-ar găsi, prieteni. Uite, cu România de la A la Z o să ne vedem doar luni. O să mai intrăm pe prima news, sigur că da, dar cu România de la A la Z doar luni seara. Și m-am gândit așa, bă băieți, duminică 9 iunie, cred că e duminica orbului. Am mai trecut o dată prin asta când a venit tovarășul Ion Iliescu. Și m-am gândit, uite, nu o să vorbesc despre ce nu merge, dar o să vă spun despre ziua asta istorică, o zi care chiar poate fi istorică, da, pentru toată Uniunea Europeană, pentru toată Europa. Pentru că dacă cedăm și lăsăm locul extremiștilor în Parlamentul European, o să fie una din punctele negre pe care ni le arată din când în când, cartonașul roșu pe care ni le arată istoria. Dacă suntem deștepți și mergem la vot, s-ar putea totuși să avem boost-ul ăla de încredere necesar în marile crize. Și acum nu este o criză economică, nu este o criză financiară. Este mai mult o criză dată de spaimele care vin dinspre Est. Spaimele care vin înspre lumea liberă, dinspre dictaturi, dinspre statele în care liderii autoritari vor să controleze cică noua ordine mondială. Cer oamenii ăia, vorbim de Putin, vorbim de Xi Jinping, vorbim de o grămadă de dictatori de aia mai mici sau mai mari, cer o nouă ordine mondială. Ordinea lor mondială este cumva ciudată. Adică vor să fie deasupra noastră. Bă, dar de ce nu rămâneți voi acolo și noi aici? Noi suntem lumea liberă. Da? Dacă cineva vrea să intre în clubul lumii libere, ce treabă aveți voi? Și vorbim despre Ucraina, da? Este cel mai bun exemplu și, din păcate, și cel mai trist. De ce-i musai să mergem la vot? Practic, desenez Europa următorilor 5 ani. Tu, cu mintea ta, eu, cu mintea mea. Bă, ce vreau de la Uniunea Europeană? Îmi place Uniunea Europeană sau nu-mi place? Hai să vedem. Punem pe o listuță. Pe partea asta scriem ce ne place, pe partea asta ce nu ne place. Hai să începem cu ce nu ne place, că așa e în bancuri, începe cu vestea proastă. Păi nu ne place nouă, știți, supranormarea. Nu ne plac normele. Nu ne plac tot felul de reguli care și de la care deja trecem la partea albă, la partea care ne placem. Care ce? Care bagă la pușcărie politicieni care fură din banii europeni? Păi asta ne place. Care normează tot felul de atitudini sau resurse sau mai știu ce investiții? Păi și asta ne place. Pentru că am văzut că atunci când nu a normat Uniunea Europeană sau când s-au eludat normele, în loc să fie asfaltul atâta, a fost doar atâta. Mai țineți minte imaginile alea în care mergea gazetarul și lua cu două degete așa asfaltul și era ca o foaie de hârtie? Iaca! De ce dezavantajele alea pe care noi le numim dezavantaje sunt de fapt niște avantaje? Pentru că au grijă de banul nostru. Și știi, pe om când îl atingi la bani, deja e extrem de atent. Poți să-i spui că n-are dreptate, că intră un fel, că intră altul. Băiatule, când îl atingi la bani, deja spiritul ăla războinic era zic să scoală, se înțețește. Bun. Mă duc un pic mai departe. Cum vrei să arate Europa? Băi, Europa vreau să meargă și mai departe. Din punctul meu de vedere, aș dori o Europa care să poată fi formatată, așa cum zicea Victor Hugo, 1849, da, marele academician, nu-i așa, Statele Unite ale Europei. Ce ar însemna Statele Unite ale Europei? Asta este o formulă, fac o paranteză, care sperie pe o grămadă de lume. Dar nimeni n-a explicat cumva, așa, cu cuvinte de asta din zona terestră, da? Ce înseamnă Statele Unite ale Europei? Păi vedeți Rusia la Est. Vedeți Rusia la Est și mai vedeți Gâlceava din Statele Unite. Dacă iese Trump, bă, ne lasă cu chiloții în vine în fața Rusiei. Cum să ne lase, băi, că America a salvat Europa de două ori. Primul război mondial, al doilea război mondial. Cum să ne lase? Ei bine, de aia trebuie un Statele Unite ale Europei. Da? Ca să ai armată proprie, ca să ai politică externă, da? Unică, să ai o mulțime de lucruri pe care le poți negocia mai întâi în interior și apoi când mergi la negocieri în competiția globală, da? Te duci cu un singur punct de vedere. Ca să înțelegeți. O să spună unii, ai domnule, ce mi-o da mie Uniunea Europeană? Îmi scria unul acum pe YouTube,
Ce, domnule, ți-a băgat Uniunea Europeană apa în casă? Ți-a adus Buda în casă? Eu am făcut o emisiune pe YouTube în care am spus, bă, băieți, Uniunea Europeană, dincolo de tot felul de dezbateri, unele mai ciufute decât altele ale suveraniștilor, totuși îi datorăm Uniunii Europene faptul că avem apă, că avem canal, că s-au mai făcut niște drumuri. Și ăla săracul, ce bă, ți-o dat ție, a intrat cu Uniunea Europeană, ți-o băgat apa în casă? Nu o băga, bă, fraiere, apa în casă. Da? Mi-a pus-o până la curte, da? Până la poartă, și de acolo am dus-o eu. Ca să înțelegeți. Și când se vorbește despre fonduri europene, bani europeni, nu se explică niște lucruri fundamentale. Știi de unde-s banii aia? De la unul pe care tu nu-l cunoști, care trăiește în Franța. Altul trăiește în Italia, altul în Germania, altul în Spania sau Finlanda. Sau pe... Oamenii ăia, de bună voie, au zis, ok, iau niște impozite, chiar dacă sunt un pic mai mari, și dă-le inclusiv românilor ca să aibă apă, canal, asfalt, școli, etc., ca să vină la nivelul nostru. Așa numai când vorbești cu despre fonduri europene, da, mă, lăsați-mă cu chestiile astea, că am auzit noi la televizor toată ziua că luăm sau nu luăm. Nu, băiatule, ăia sunt bani din buzunarul unor oameni pe care nu-i cunoști, oameni care nu te cunosc, și totuși bagă din bănuții lor o parte ca să ai tu apă în casă, budă în casă, asfalt, da? Să ai nivelul de trai să-ți crească până când măcar se apropie de nivelul lui de trai. Bun. După aia, nu ne place Uniunea Europeană, aia mă, lasă-mă, ce mi-o da mie Uniunea Europeană? Spune ce s-o da, băiatule. S-o da dreptul de a merge, indiferent unde în Europa, să muncești dacă vrei, dacă ai competențe. Poți fi zidar, poți fi cercetător, poți fi muncitor necalificat, poți fi medic. Indiferent ce, nimeni nu ți-a spus vreodată, a, tu nu te califici că n-ai liceu, tu nu te califici că ai prea multă școală, nu. Ok, ce știi să faci? Da? Ți-o mai dat o chestie, Uniunea Europeană. Da? Ți-o dat copii mult mai deștepți decât tine. Copilul meu e mai deștept decât mine. Înțelegi? Noi vorbim despre țări. A, am fost în Franța, am fost în Spania la vărul meu, am fost în nu știu unde. Copiii noștri nu mai vorbesc așa. Copiii noștri spun, am fost până la Paris, am fost până în Milano, tata mă duc până la Barcelona, dăm niște bani de buzunar, dacă nu-i pe bănuții lui. Adică ei vorbesc despre orașe, despre sate, despre semantica extrem de personală a Europei. În timp ce noi încă mai avem așa o spaimă de Franța, Italia, Spania, vai ce departe. Înțelegeți? Asta am văzut-o în aeroport. Am plecat la Beauvais, mă rog, la Paris, ok, cred că anul trecut, și era o doamnă, 80 ceva de ani, păi se mișca incredibil. N-avea, natural. Era la nu știu la câtelea zbor cu avionul, că era fără să vrei, le auzi, că stai acolo la cafea, așteptând alea două ceasuri să plece avionul. Două ceasuri stai mai repede, vin mai repede în aeroport. Da? Și mi-am dat seama de unde doamna era atât de vivace. De la nepoți. Nu de la copii, de la nepoți. Da? Când am văzut că vine nepoțelul ăla de 10-11 ani, mamaie, uite că s-a trezit tataie, uite, ne sună pe videotelefon. Și erau pe Skype amândoi și făcea, da, dragă, mă duc, stai niște, te sun când ajung, vezi că ți-am lăsat mâncare în frigider, vezi că mai sunt niște sarmale congelate, te sun și când ajung, stai niște, dar nu stau mult, stau o săptămână, să-l văd pe el amicul, că nu a venit cu el. Băi, la 80-80 ceva de ani. Adică, par practic ce face generația asta copilor noștri. Ne trage pur și simplu, bă, fraierilor, haideți după noi. Că voi ați ratat tot. Voi v-ați dus cu săniuță, cu vodcăroiul și cu tot felul de deștea și ați făcut numai tranziție. Voi n-ați trăit. N-ați făcut reforme. Numai tă, tranziție, ca prostul. Batman. Înțelegi? De-aia va trebui să mergi la vot. Pentru copilul ăla de 11 ani, de 10-11 ani, care i-a arătat la bună sa sau străbună sa ce era, uite, mamaie, s-a trezit tataie, hai să vorbești cu el. Pe video. Da, dragă, vezi armale că sunt congelator. Bun? Și n-aș fi luat subiectul ăsta dacă n-aș fi văzut o statistică, nu din România. Să n-aveți impresia că suntem proștii planetei, nu suntem nici deștepții planetei, că nu există proștii deștepți pe planetă, există numai oameni proști și oameni deștepți. Așa, popoare proaste deștepte, nu. Dar popoare care aleg niște proști, căcălău, căcălău, știi? Ți-am zis faza aia când vine Carol I, știi? Carol I vine rege în România. Și se plimbă, cred că cu Brătianul bătrânul, da, pe acolo, prin Bărăganul, cu trăsura, da, să facă și el o chestie de asta, îl întreabă și zice lui Brătianul, ți-a dui la ăla, bă.
Păi, cum îi recolta? Este? Și la țăranul de acolo, de pe Bărăgan, Căcălău, măria ta, Căcălău, Vasis Căcălău. Ce e aia Căcălău? Foarte mult, foarte mult. Și când s-o mers, este discurs oficial din Parlamentul României, nu-i așa? Carol I, fericit să țin un discurs în fața parlamentarilor și începe discursul, eu iubesc acest popor Căcălău. Ca să vezi cum te mândrește câte o vorbă. Bun? Și atunci va trebui să înțelegi niște lucruri, băiatule. M-am uitat la, cum spuneam, la o statistică. În Italia, 70% dintre tinerii dintre 18 și 25 de ani nu vor să meargă la vot la europarlamentare. Nu mă interesează. Mama, ce era să zic? Era o chestie cu cățel. Seamănă, dar era cu caz. Înțelegi? Nu ne interesează. Uniunea Europeană, alegeri europarlamentare, nu ne interesează. 70%. Bă, băiatule, bă, asta e extrem de grav. Dar aici există o explicație dată de un politolog român. Da? De Valentin Naumescu, care explică foarte fain într-un articol din, cred că acum 3 sau 4 ani a apărut, dar mie mi-a rămas în minte și zice Naumescu acolo, băi, vă dați seama că noi suntem prima generație care n-am cunoscut, care n-a cunoscut războiul. Noi n-avem amintiri de război, amintiri de foamete. Noi suntem născuți în 68, 67, 72, 75. Noi ne-am născut unii comunism, alții capitalism. N-am știut ce aia să șuiere bombele printre căpățânile noastre. Pur și simplu, am auzit noi tot felul de povești, am văzut filme cu Chuck Norris, cu Rambo, da? Dar cam atât. Și ne mai povesti bunicii, dar așa povestea și venea buna și zicea, băi, nu mai vom învăța copilul numai prostii. Bun. Și mergem mai departe, pentru că există totuși un paradox. În Parlamentul European vor o grămadă de politicieni care urăsc Uniunea Europeană. Și bă, dacă ar spune, domnule, noi urâm Uniunea Europeană, ar fi ok. Bă, ai dreptul tău să urăști, să iubești. Am anunț să-i evalua, eu nu să-i cântări eu, da, iubirile. Doamne ferește. Nu. Ai dreptul ăsta. Dar măcar spune. Nu, ei vin cu tot felul de conspirații, de fake-uri. Le fată mintea ceva incredibil. Vin cu, ba, bărbații nasc, ba, trebuie să mănânci gândaci, ba, în 15 minute ai voie să te plimbi prin oraș sau prin sat, că după aia, puf, bocterul îți trage una peste spinare. Adică sunt o grămadă de lucruri care, din păcate, nu sunt demantelate într-un limbaj simplu. Întotdeauna se fac studii, se fac analize, încep dezbaterile. Băieți, la popor, indiferent care popor, nu merg neologismele. Trebuie vorbit pe limba ăluia care este cel mai vulnerabil. Și cel mai vulnerabil este cel mai puțin educat. Dacă la ăla încep să-i faci o analiză, prin care nu e așa, există o paradigmă a conspirației care în mod evident juisează peste tot ce înseamnă amplitudinea integratoare a filozofiei sau eurofilozofiei, pe ăla l-ai pierdut instantaneu. Ăla dă pe vulpița în secunda 2. Trebuie să-i spui, uite bă, ce prost e, bă, cum să nască bărbatul. Nu te obligă nimeni să-ți bagi, să faci tocană de gândaci, înțeleg? Nu te obligă absolut nimeni. Nimeni nu o să-ți interzică vreodată să-ți iei țogla sau căruța sau mașina și să te duci mai departe decât 15 minute de casa ta. Dacă o iubești pe mărioara și ești însurat cu anișoara, te poți duce la mărioara până în satul vecin, că nu te oprește niciun bocter. Dar aici este deja un dezavantaj poate al nostru, da? Nu mai vorbesc de chestia aia, că Europa ne ia copiii, dacă îl cheamă Ioan, îl însoară cu Vasile, Doamne ferește, Părinte 1, Părinte 2, sunt tot felul de elucubrații care pornesc culmea, bă, nu din zona civilizată a Europei, ci din zona comunistă a Europei Occidentale. Și o să vă dau un exemplu, apropo de Părinte 1, Părinte 2, da? S-a vorbit despre asta, dar atenție, un european a zis, băști, da? Era o tipă Gomes, da? Portugalia, membra Partidului Comunist Portughez. Sigur că după ce a căzut comunism, apoi hai unde ne băgăm? La socialiști. Acum ai Partidul Socialist, da? Portughez. Europarlamentar, tot felul de chestii, foarte învârtită, știi? Un fel de dăncilă de succes. Bun. Și aia au venit cu tot felul de elucubrații. Pentru că venea din partidul ăla comunist și ăștia întotdeauna, comuniștii găsesc întotdeauna ceva cu care să șocheze.
în 47, 49, 52 au șocat toată lumea prin felul în care s-au purtat cu ăia harnici. Da, i-au băgat la pușcărie, i-au băgat la canal, erau chiaburcică și așa mai departe și au băgat toți proștii și sărântoți și i-au băgat în funcție. Stai numai când a ajuns prostul în funcție. La prima dată, i-au ras pe ea mai deștepți. Da, asta au făcut comuniștii. Acum nu mai puteau să facă așa. Și atunci, al de Gomes și ăștia alalți, hai doamne să facem noi că... Dați seama că i-au dat cu flit tot ce a însemnat instituție din Parlamentul European. Doar că suveraniștii, exact ăia care umblă și ei după astfel de nișă, suveraniști, extremiști, scandalagii, tot felul de ăștia găsești în Parlamentul European și acolo, da? Și nu numai în Parlamentul European, o să vă spun imediat o poveste, da? Pe care am văzut-o, am trăit-o acolo la Bruxelles, da? Suveraniștii o iau și o dau ca și cum ar fi o regulă. Bă, fii atent ce vă face Europa, bă, Ioan cu Vasile, în fața popii, părinte 1, părinte 2, gândacu, burtosu, și de ce ai burtă de la bere? Nu, dragă, sunt însărcinat. Adică o grămadă de porcării pe care le arată ca și cum ar fi reguli. Și vă spuneam că există o poveste. Era în Parlamentul European și veniseră ăia din Flandra. Este un partid extremist acolo, Flanks Belang. Eram cu Nelly Masca, și ea din Flandra, dintr-un partid normal, da, era cu Vertale. Verzi și Alianța Liberă Europeană, eram raportor acolo, adică ultima roată la căruță. Da, măcar eram la Parlamentul European și nu aici. Și văd că vine unul hățât, da? Acum mă gândeam, bă, sigur o tras ceva pe nas, la câte prostii o vorbi, și a început ăla. Să mă, nu știu ce, pe mormântul Belgiei, să vă dreg, să vă dredreg, să vă scot și să vă bag și... În Parlamentul European. Băi, eu prima dată mă gândeam, bă, ăsta e beat, e un actor, e o chestie de aia cu camera ascunsă, m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, la două scaune de mine era Nelly Mas, președinte al Alianței Libere Europene, care plângea. Opa, zic, asta e bai, tată. Deci, și voi aveți, după aia, când am mers la o cină, am întrebat, bă, dar și voi aveți atât de proști? Da. Să nu aveți impresia că numai în est sunt proști. Avem și noi proștii noștri și proștii noștri sunt mai periculoși decât proștii voștri. Pentru că voi, stând în comunism, da, ați învățat să identificați foarte rapid proștii. Că sunt periculoși. Nu că au idei, nu știu de care. Că noi suntem mai educați decât voi. Dar ea-s periculoși și voi simțiți mai repede. Aveți un senzor de ăla de nu vă plecați pe geam, știi? Cum era scris pe trenuri. Și imediat le puneți așa un fel de stabilă. La noi proștii încep să aibă succes. Și într-adevăr, partidul ăla de extremiști, Frans Belang, ați văzut acum, în Olanda a câștigat ăsta la altă, Wilders. Wilders care preia o retorică a unuia care a fost ucis. Da? Pim Fortin. Dacă dați pe internet acum și vedeți lista lui Pim Fortin, P-Y-N, Fortin, da? O să vedeți nebunia că de acolo a început, anii 2000. Adică extrema aia, dar ăla nu a avut succes că a fost omorât. Exact ce a pățit prostalău ăla din Austria, care făcuse Partidul Libertății, nu vine minte acum. Da, FPU, da, partidul lui acum, este pe primul loc în sondaje. Și dacă mă gândesc că în Olanda, după atâția ani, a câștigat Wilders, urmașul lui Pim Fortin. Acum mă gândesc că și în Austria s-ar putea să câștige extremiștii de la FPÖ, de la Partidul Libertății, sau cum naiba se numesc ăștia. Da. De asta sunt extrem de importante alegerile. De aia va trebui să mergi la vot. Împotriva conspirațiilor, da? Să gândești cu mintea ta și să nu lași scandalagii extremiștii, suveraniștii, tâmpiții lumii să intre în Parlamentul European. Pentru că dacă intră acolo, ce se va întâmpla? Ți se resc drepturile, fraiere. Și mie, fraierul. Înțelegi? Adică s-ar putea să vină aia să zică, domnule, noi vrem să renunțăm la Schengen, suntem majoritari, am renunțat. Și ce se întâmplă? Păi mergem înapoi, dacă suntem din Ardeal și vrem în Germania, mergem până la Sibiu. Stăm acolo la două dimineața, în fața consulatului, să ne strige careva după ce luăm număr de ordine. Alo, German! Respins sau admis? Dacă sunteți în sud, mergeți la București, la ambasade. Da? Se poate întâmpla asta. Lumea are impresia că, bă, omule, este ire, nici nimeni nu ne mai poate lua drepturile. Vă înșelați. Între 45 și 50 și 47-52, cam așa a fost, 51-52, da? Poporul ăsta care acum vorbește despre comunism,
n-a aflat decât în 4 ani că într-adevăr se pune capacul peste drepturile lui. 4 ani de zile, da, au fost necesar ca poporul român și probabil și alte multe popoare din Est să-și dea seama că sunt toți oamenii mâncați de vii din ultimii șorlogari, cum se zice în Ardeal. Ultimul pulifici, adică om de nimic, așa scrie în Dex. Nu mă apucați acum să-mi face ziar la CNA, că sătul, înțelegi, de tot felul de chestii. Dar ultimii de ăștia au fost puși primari, șefi, milițieni, șefi la securitate. Și ăștia erau obișnuiți să bată, mă, că ăștia băteau animale. Dacă bat animalele, cum să nu-l bat pe unul, știi? Se numește dezumanizarea adversarului. Știi ce asta? Când nu ți se mai pare că ăla din fața ta e om. Și atunci îl zdrobești pur și simplu. Îl zdrobești. Cea mai spurcată securistă, că securistă a fost, din anii 50, da, a fost o femeie. A murit pe la 90 ceva, plecat în Belgrad, era sârboică din Banat. Aia schingiuia bărbații cu o diabolică plăcere. Începând de la testicule bătute în bare de fier, până la... E o nebunie, nici n-am cum să vă spun chestiile astea, că aici chiar trebuie să vă spun că suntem brutalizați emoțional. Înțelegeți? Pur și simplu. Și lumea nu și-a dat seama. Acum se poate întâmpla la fel. Băi, am trimis pe ea că ea luptă pentru România, se bat pentru România. Cu cine te bați pentru România, băiatule? Că în Parlamentul European trebuie să mergi acolo să configurezi și să cimentezi, da, identitatea europeană, economie europeană, civilitate europeană, securitate europeană. Adică suntem o singură țară, Uniunea Europeană. Țările alea din Uniunea Europeană sunt echivalentul județelor din România. Poți treci dintr-unul într-altul fără nicio problemă. Regulile sunt cât de cât comune. Sigur că există reguli în orașul cu tare și în orașul cu tare diferite. E aceeași chestiune. Înțelegi? De-aia va trebui să mergi la vot. Să nu-i mai lași pe ăștia să-și ducă scârbavnicul mădular, cum zicea Mavrocordat, da? Care să atenteze la tot felul de conspirații, de să atenteze cu conspirații la identitatea europeană. Pentru că le poți pierde. Le poți pierde. Și foarte, foarte nasol. Luăm un pic de pauză și mergem în Suedia. Nu știu dacă au ajuns în Suedia sau era în drum Gabriel Ursescu. Este fost militar, un antrenor de militari, cam prin toată lumea, Statele Unite, școală de aia dură. Dar este și activist civic. A fost în Amsterdam, Utrecht și cred că a ajuns în Suedia, dacă nu, oricum, povestim cu el despre ce se întâmplă acolo. Publicitate. Așa precum am spus, mergem la Gabriel Ursescu. Nu știu pe unde a ajuns. De obicei scriu Suedia acolo pe titraj, pentru că el trăiește în Suedia, după America, după tot felul de chestii de astea. Ne auzim oare? Ne vedem? Perfect! Bună seara! Unde ați ajuns? Știu că erați Amsterdam, Utrecht. Acum ați ajuns în Suedia? Da, eu sunt un pic de Grobeltrotter atunci când scap de nevastă. Adică nefastă, trebuie să-mi fac și eu damblarele mele și de această dată am mers la concert cu AC/DC. Mă bucur foarte mult, fiindcă nu ai cum să ratez acești monstri sacri, plus că îmi place urbanizarea, îmi plac orașele civilizate. Mi-a trimis niște poze, Amsterdam, Utrecht. Se întâmplă așa niște lucruri și m-am notat aici de ce vor extremiștii să conducă o Europa pe care o urăsc. Și aici vorbim de extremiștii de peste tot. Nu putem da nume de politicieni, nu putem da nume de... Dacă sunt din afară, putem, dar din la România, că aici ai problema cu CNA-ul și cu legile electorale pe care mult să le respectăm și mi se pare corect. Da? Am văzut acolo tot felul de derapaje. Cineva încearcă să preia cumva discursul ăsta electoral. Domnule, fiecare ține discursul lui. Și am văzut afișe pe Free Palestine acolo. Cumva le ciudă că nu mai vorbim despre Gaza pentru că avem alegeri. Exact. Chestia asta am văzut-o și în Suedia, trebuie să o spun. Am urmărit cu mare atenție ce se întâmplă în Suedia pe acest subiect. Și am constatat că același lucru se repetă și în Olanda, mai ales că pot să-mi dau cu părerea, fiindcă am fost de mai multe ori în Olanda, implicit în Amsterdam, și am văzut același fenomen și aici. Practic, anumite discursuri politice care chiar nu au de-a face cu
războiul din, din Palestina, respectiv Gaza, practic sunt deturnate, sunt spamate de activiștii pro-Palestina. Eu pot să înțeleg că este vorba acolo despre o tragedie. Totuși aici este vorba despre altceva, este vorba despre o anumită propagandă care, după ce am citit și am văzut interviurile a câtorva specialiști în domeniu, culmea tocmai din Gaza, da? Și unul dintre ei este chiar fiul celui care a înființat mișcarea Hamas, exact, și al unui specialist în domeniu, adică jurnalistul și scriitorul Douglas Murray, îmi dea seama că lucrurile nu stau așa cum credeam eu acum câteva luni de zile. Am citit un pic mai mult de, pe acest subiect și mi-am dat seama că este vorba de fapt despre lupta pentru mințile și inimile noastre pe acest subiect. Este un război ibrid și în acest caz. Da, și asta vreau să vă întreb. Nu cumva o extremă vrea să cheme o altă extremă? M-am uitat în Germania. Un terorist islamist care atacă cu cuțitul un extremist de dreapta de la Alternativ für Deutschland. Adică cumva se hrănesc extremele astea una pe alta, știind că, că dacă moare una, moare și aia altă. Și atunci, dacă mă gândesc bine, mă duc mai departe cu logica, sper să nu am dreptate, dar mă duc mai departe, înseamnă că, practic, extremiștii vor face absolut orice ca ideile lor, ori de o parte, ori de alta, să fie cumva mai, mai vocale, să fie mai, nu știu, mai publicitate, na, să inventăm cuvinte, decât orice discuție despre integrare europeană, aderare, filozofie integratoare, etc. Democrație, luptă anticorupție, etc., etc. Trebuie să o spunem foarte, foarte drept. Nivelul de democrație în această perioadă a scăzut considerabil, nu numai în România, dar și în alte țări. Nivelul de discurs politic, nivelul de dezbateri a scăzut față de acum câțiva ani de, de zile, iar în România, trebuie să spun drept, practic dezbaterea politică, dezbaterea între contracandidat, practic este aproape inexistentă. Dar ce vreau eu să spun? Aceste subiecte, în special cele legate de războiul din, din Gaza, în partea de vest a Europei, a monopolizat ceea ce ne interesează pe noi, de fapt, pe europeni, pe cetățeanul european. Adică războiul din, din Ucraina, problema migrației, problema șomajului, atenție, și eu profit de faptul că cunosc mai multe limbi străine, citesc presă din mai multe țări și trag o concluzie, zic eu, pertinentă, sau încerc să, să fac o analiză cât mai corectă. Europa este bolnavă în acest moment și dacă nu se resetează Parlamentul European, vom avea o mare, mare problemă. Nu neapărat din partea Rusiei, cât de acolo de unde nu te aștept, din partea forțelor care nu doresc democrație. Din partea extremiștilor, care, din, pe care din greșeală exact, sau din prostie, am putea să-i băgăm în Parlamentul European și practic am băgat acolo o bombă cu ceas sub tot ce am crezut noi că înseamnă Europa. Și apropo, ați vorbit de hibrid, da? Articole. 15% dintre articole analizate de o agenție europeană împotriva dezinformării, 15% s-au axat pe dezinformare legată de Uniunea Europeană. Cel mai înalt nivel din, în mai 2023. Din mai 2023. Alte teme de dezinformare. 8% dezinformare legată de Ucraina. 6% pe schimbările climatice, dezinformare. 9% legată pe dezinformare legată de conflictul din Israel și Hamas. 6% COVID-19, 6% imigrație, 2% LGTB și de gen. Adică, practic, este un asalt din absolut toate părțile împotriva tuturor principiilor, libertăților, atitudinilor de civilizație din Uniunea Europeană. Pur și simplu suntem mitraliați. Și noi suntem cumva blocați.
Exact, asta vreau să spun. Dacă noi în România nu avem o extremă stângă, așa cum este în vestul Europei, adică cea care dă cu cocktailul Molotov, care îmburdă și răstoarnă mașini de poliție, noi avem un alt tip de, nu neapărat extremă stângă, dar de stângă, de o stângă cleptocratică, atenție. Din cauza aceasta, România nu merge bine. Totuși, aceste două părți, această stângă cleptocratică și această stângă extremistă, adică stângoidă, cum îi spun eu, care distrage atenția de la adevăratele problemele Europei, adică problema LGBT, problema excesivă a politicilor verzi, ne va atrage într-o mare, mare capcană. Eu ca și cetățean, să zic european, așa cum consider, am decis să nu mă, să nu decid emoțional, ci să trag o analiză cât mai rațional posibilă. Citesc, mă informez și voi merge categoric la vot și voi pune ștampila acolo unde am făcut o analiză cât mai bună. Fără corupți și fără extremiști, aceste două cuvinte trebuie să ne intre foarte bine în minte. Și rețineți, nu neapărat extremiști de dreapta, cât și extremiști de stânga sau de oricare alt ar fi fel. Exact chestiunea asta am văzut-o în Franța. Nu vota extremiști, nu vota corupți. Incredibil cât de, o să zic acum, dar să nu pară o glumă urâtă, o glumă proastă, cât de unitară este acum Europa în fața spaimelor legate tocmai nu de cei care vin din afara Europei, ci cei dinăuntru Europei. Și aici așa, s-a ajuns așa dintr-un fel de romantism de la aproape biblic, da, un fel de contemplare de asta bayroniană asupra viitorului european, fără să ne dăm seama că noi creștem fără să vrem tot felul de extreme. Pentru că acum sunt exact ca celulele extremiste, nu mai este o extremă, așa cum auzeam noi de Marine Le Pen, da, sau de Taxu, da, sau mai știu cine de... așa. Acum sunt tot felul de celule care bubuie unde nu te aștepți. Exact. Dacă este să fim plastice, le spunem noi, Uniunea Europeană hrănește la sân niște vipere politice de diferite culori. Nu este acea viperă care o întâlnim la Sarmisegetuza, dau un exemplu, sau în munții din Oreștie. Nu. Uniunea Europeană, prin acest leadership care îl are acum, hrănește niște vipere la sân. De ce? Fiindcă stabilimentul actual al Uniunii Europene dorește să își păstreze și din punct de vedere personal pozițiile și toate avantajele și nu-și dă seama că a uitat de foarte de mult niște principii. Și rețineți, aceștia nu sunt români, da? Da, da. Și trebuie odată ce s-au obișnuit cu Instagramul, cu Facebook-ul, cu lucrurile la televizor, cu dezbaterile, cu faptul că îi se pune covoroșul pe unde merg, să nu credeți că este o chestie legată doar de politicianul român. Nu, este legat și de către aviditatea aia politicianului și din Uniunea Europeană, indiferent de ce naționalitate vorbim. Și atunci care e soluția? Pentru că până la urmă nici nu poți să spui, băi, hai să-i schimbăm pe toți ăștia care sunt acum în Parlamentul European, pentru că dacă îi schimbi, are loc un vid de putere în care s-ar putea să-ți intre extremiștii, exact ăia care ar putea distruge Europa. Și atunci mă gândesc că soluția ar putea fi acele partide frecventabile din Uniunea Europeană, grupurile mari, alea care n-au fost niciodată cumva într-un derapaj democratic, vorbesc de populari, vorbesc de grupul socialist, vorbesc de grupul liberal. Adică, la asta mă gândesc, asta pot gândi acum. Da, eu opinez acum, opinez. Aceste grupuri mari sunt cele care, hai să spunem, am fi echilibrate. De ce? Nu sunt populiste, nu sunt extremiste, dar atenție, împreună dețin puterea. Și așa cum face PSD-ul și cu PNL-ul, deținând puterea și schimbă legile cum vor,
Asta deja, nu vreau să intrăm în campanie electorală aici, pentru că legile ne interzic asta și trebuie să spun asta. Îmi cer scuze, doar exemplific ca să fie mult mai plastică. Păi, majoritatea pune legile pentru că a fost votată de oameni și dacă zic oamenii, bă, te-am votat, pun legile astea, până la urmă. În Parlamentul European este la fel. Asta este vorba. Dar alternativa care e? Alternativa este, și nu vreau să fiu pesimist, vreau să fiu cât se poate de realist. Uniunea Europeană trebuie să se reformeze per ansamblu, da? Și tare mi-este mie că nu se va reforma într-un ciclu de 5 ani de zile. N-are cum. Și va fi nevoie, exact, va fi Gabriel nevoie Rusescu, de un ciclu n-ar fi de mai bine atunci 10 ani de zile. N-ar fi mai bine atunci să începem totuși cu ceea ce am pornit de la Iugon Coace sau de la mai mulți, da? Statele Unite ale Europei. Pentru că, până la urmă, nefiind Statele Unite ale Europei, permitem unora sau altora să facă tot felul de derapaje și din cauza complicităților și curvăsărilor în politică, acele derapaje sunt cumva acceptate din prisma, băi, votează, are atâtea voturi, trebuie să-l acceptăm. Da, ziceți, dumneavoastră ziceți foarte bine și mă bucur că îmi ridicați minge la fileu. Procesul democratic nu este unitar la nivel de Uniune Europeană. Da? Și mi-aș dori o lege electorală europeană care să fie, bineînțeles, și aici spun un pleonasm, să fie valabilă la toate țările din Uniunea Europeană. Nu este posibil ca un independent să fie nevoit să adune 100.000 de semnături în Europa și în Germania, care are 80 de milioane de locuitori, să adune câteva mii de semnături. Sau, cum este în Suedia și în alte țări, se face votul anticipat, adică în Suedia, pe o perioadă de 2-3 săptămâni, lumea poate să voteze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nivelul de prezență la vot trece lejer peste 60-70% și categoric vom avea un respect față de dorința poporului suveran, așa cum ne place unora să spună, bineînțeles. Da, am văzut și acum, în Olanda, de exemplu, sunt 4 zile de vot. Fără nicio problemă, ei au spus, băieți, 4 zile de vot, e treaba voastră, adică este un proces democratic. Poate că Estul încă nu și-a revenit din spaimele alea ale statului vis-a-vis de cetățean. Statul poate încă se crede în Europa de Est mai important decât cetățeanul. Europa de Vest a învățat că invers. Exact. Hai să spunem așa, ce avem noi în România? O democrație mascată sau o dictatură mascată? Mi se pare că acest cocktail este undeva în ape tulburi. Știți cum se numește asta? Anocrație. Anocrația este un cuvânt care nu se găsește în dicționarul românești. În Franța se vorbește, în Italia, în Anglia. Da? Adică avem instituții, avem instrumente, avem tot ce are Uniunea Europeană, doar că sunt conduse arbitrar și de cele mai multe ori ca pe o feudă personală. Aici e baiul ăla mare, exact. mare. Da. Exact. O să mergeți la vot în Suedia, așa? Eu o să merg și tocmai îmi pare foarte, foarte rău. Aș fi vrut nu vreau să dau nume, dar am să exemplific. Am făcut o listă scurtă a unor candidați. Am ajuns la concluzia că trebuie să le dau o șansă unora dintre independenți. Asta este un top 1, dau un exemplu. A doilea top este al partidelor care au demonstrat cât de cât, chiar dacă nu sunt perfecte, rețineți, nu sunt perfecte, fiindcă niciodată nu vom găsi politicieni sau partide politice perfecte. Am decis că trebuie dat votul, dacă este corect, să votăm. Știți de ce v-am întrebat? Către asta este o opțiune personală, în mod evident, trebuie respectat. V-am întrebat pentru că ar fi foarte fain să intrăm duminică în directuri, da? Pe mine chiar mă interesează, cred că și pe colegii mei, și cei de la București, și de la Cluj, care e atmosfera acolo, dacă sunt cozi, dacă nu sunt cozi.
Pentru că până la urmă va trebui să luăm pulsul ăsta și să ne dăm seama că, ok, suntem clujeni sau bucureșteni, suntem după aia români, suntem europeni. Și toate astea sunt la fel de date de identificare, la fel de importante. Pentru că nouă încă nu ne vine să credem celor din Est, da? Sau multora din Est, că suntem chiar cetățeni europeni. Nu ne vine să credem când auzim copiii noștri că vorbesc două sau trei limbi străine. Nu ne vine să credem dacă putem merge pe Champs-Élysées sau pe, mai știu eu, une pe Rambla, da, să mă duc să beau o cafea cum bea ăla din Franța sau ăla din Spania sau mai știu eu ce turist. Aici va trebui să ne deschidem mintea. Mulțumesc tare, tare, tare mult. Mult să ne vedem duminică. Sănătate neapărat și dacă am timp, poate facem niște imagini de la secțiile de votare din Stockholm și poate o să avem niște impresii ar fi la foarte fain. Cald. Ar fi foarte fain, telefonul ținut orizontal și sunetul ca lumea și dăm drumul. Mulțumim tare, tare, tare mult. Și cel mai mult, toată lumea la vot. Da. Fiecare are un favorit între sfinți, votați pe sfinții care îi aveți în suflet. Corect. Atâta numai că să vă spun că nu mergi la vot, nu mai ai dreptul să comentezi. Da. Eu pot să comentez și spun ca la gură și la televizor și când îi, și pe ce vreți voi, da? Atunci când este vorba de politică, pentru că niciodată n-am lipsit de la vot. Da? Eu am dreptul să-i înjur, am dreptul să-i aplaud. Nu mergi la vot, degeaba povestești la bere, la mici, cu vecinul, că ce prost e ăla sau ce deștept e ăla. Nu are relevanță. Votul și ce înseamnă? E singura ta putere timp de 4 ani de zile. Că în rest, stai la ghișee sau nu stai la ghișee, că ai bani, că n-ai bani, că ți-ai scos nevasta la restaurant, că nu ți-ai scos-o, că te-o pus să speri haine, nu te-o... chestiile astea sunt personale. La vot înseamnă că mă duc și stau față în față cu ăla pe care îl votez. Și după aia pot să-i cer socoteală. Greșeala noastră este, și a tuturor europenilor și probabil în toată planeta asta, că votez pe un de mânecă. Alo, îl vezi pe stradă, îl vezi la conferințe de presă, te-ai dus acolo. Bună ziua, ai promis asta. De ce n-ai făcut? Da? Sau, care este stadiul proiectului pe care mi l-ai expus? Că și asta se poate, nu se pot face așa dintr-o dată toate lucrurile, toate reformele. Dar cere-i socoteală. Eu am văzut nebunia asta la zilele satului, că o grămadă de sate de asta își fac zilele de parcă ar avea câte o, nu știu, câte un sacră-cœur acolo în sat. Da? Nu contează că n-au canalizare, nu contează că n-au apă potabilă. Facem zilele satului, costă 100.000 de euro, ne place. O băut și o mâncat, la revedere, pa. Să trăiască nașii. Înțelegi? Bă, și oameni care înjurau pur și simplu, dar studiau așa cu zovnul, cum studiau la televizor, că aici n-am voie, da? Pe ăla și pe ăla și pe ăla. Bă, și când veneau ăla și pe ăla și ăla, țineau cu un discurs, își puneau cu cărdăul ăla tricolor, mergeau și făceau sluși. Bună ziua, domnul parlamentar, bună ziua, domnul deputat, să trăiți, să trăiți. Bă, băiatule, bă, păi, dacă l-ai înjurat, spune-i. Nu-l înjura, în mod evident. Spune, domnule, să știi că eu te-am înjurat, nu o să repet acum, pentru că X, Y, Z. Că n-ai zis, ai zis că faci aia și n-ai făcut, sau ai votat o lege aiurea, sau ai propus o lege aiurea, sau te-am văzut prin presă că tocmai ai scăpat de pușcărie cu nu știu ce mișculații. Adică, nu, nu. Da, dacă îl vedem pe domnul ăla, ne facem și un selfie cu el, să ne lăudăm la nevastă și la copii, că am zis, uite, am făcut și o poză cu el. Aici e baiul. Știi că încet, încet te obișnuiești cu răul care devine banal, banalitatea răului, Hannah Arendt. Da? E o carte cutremurătoare despre cât de proști putem deveni în timp dacă nu luăm atitudine. Despre asta e vorba, băieți. Și cât de deștepți putem deveni doar pentru că îi obligăm pe cei proști pe care i-am ales la un moment dat să fie deștepți. Sau cel puțin onești, că nu pe tății duce mintea. Să aveți sănătate, virtute, rime multe și cornute. Doamne, ce era să zic! Program disponibil pe primaplay.ro.